Anul trecut cu Milan, oltenilor le-a fost parcă mai ușor. În Germania, Leipzig a luat tare încă din start și Bruma a ratat o primă ocazie în minutul 6. A fost din nou panică în careul Craiovei l-a impus Neoli Campul 3 minute mai târziu. Doncor a intervenit decisiv și tot el l-a blocat pe Cuni, a scăpat singur spre poartă. Apoi, după un corner, Itzan chiar a trimis incredibil, singur din 6 metri. Inevitabilul s-a produs în minutul 25, când Konate a deschis scorul cu lovitură de cap imparabilă. Repriza secundă a început cu două acțiuni promițătoare ale oltenilor, incursiunea lui Baicu în flancul drept și reluarea ratată a lui Mitriță, excelent lansat de Cicâldău în minutul 49. Nemții au revenit în atac și după o ocazie imensă a lui Konate, Cuni a înscris pentru 2-0 în minutul 77. Nemții au reușit repede să mai punteze odată prin Poulsen pentru 3-0. Însă atunci când nimeni nu se mai aștepta, băieții lui Mangi au reușit să înscrie prin Martić, un gol care reaprinde speranțele pentru returul din bănie.